Bună ziua, prieteni! Astăzi am să vă prezint un alt algoritm folosind programare, algoritmul lui Euclid. Acest algoritm este o metodă eficientă pentru a calcula cel mai mare divizor comun, sau CMMDC-ul, a două numere. Acest algoritm cred că se învață în clasa 5-a sau 6-a, dar pentru cei care au uitat între timp CMMDC a două numere, împarte exact sau divide ambele numere. De exemplu, între 210 și 189, cel mai mic divizor comun este 21. Deoarece, deschidem un calculator. Hopa. 210 împărțit la 21 se împarte exact. 189 împărțit la 21 se împarte exact. În programare, acest algoritm se folosește de două metode diferite. Prima metodă este vectorarea unor scăderi repetate, iar cea de-a doua metodă se folosește de împărțiri repetate. De asemenea, eu prefer metoda anterior menționată datorită simplității cu care poate fi scrisă. O să vă arăt la final o metodă recursivă pentru a fi mai ușor de reținut. Dacă tot am adus vorba de programare, trebuie menționat faptul că acest algoritm nu este foarte eficient atunci când calculăm cel mai mic divizor comun a două numere ce aparțin șirului Fibonacci. Cred că o să explic ceea ce este șirul Fibonacci într-un alt video. Înainte de a vă prezenta o animație care explică pe rând cele două metode ale algoritmului, trebuie să vă mai spun că acest algoritm are și o variantă extinsă, însă nu o voi prezenta acum pentru că mă adresez în acest video doar celor care se află acum în clasa 9. Vom lua cele două numere menționate cu puțin timp în urmă, 210 și 189, și vom scădea din cel mai mare pe cel mai mic până când cele două numere devin egale. Iar acum vom explica ceea ce se întâmplă în timpul algoritmului. Deschidem CodeBlocks. Creăm proiectul Euclid 2. Îl voi denumi Euclid 2. Așa. Voi scrie tot în funcția main pentru a fi mai ușor. Declarăm două numere, de exemplu număr 1, număr 2, le citim de la tastatură. Iar acum să explicăm ceea ce se întâmplă. Prima dată, cred că este destul de clar că acest algoritm se repetă până în momentul când cele două numere sunt egale. Deci putem spune că avem while numărul 1 este diferit de numărul 2. Apoi, algoritmul continuă cu verificarea celui mai mare număr și scăderea din acesta a celui de-al doilea număr, așa cum vom scrie la final. If număr 1 este mai mare decât număr 2, atunci scădem din el egal cu număr 1 minus număr 2, iar dacă nu, mai punem un if număr 1, număr 2 este mai mare decât număr 1, atunci număr 2 este egal cu număr 2 minus număr 1.
Iar la final rezultatul va fi stocat în număr 1 sau număr 2, așa că putem afișa număr 1 bine, sau număr 2, deoarece sunt egale, pentru că while se oprește în momentul când cele două numere sunt egale, îl vom afișa. Introducem cele două numere, 210 și 189, iar rezultatul este 21. Până aici cred că ați priceput. Din câte ați văzut, algoritmul se repetă în destul de mulți pași, așa că vom interveni cu cea de-a doua metodă, metoda prin împărțiri repetate. Explicația este asemănătoare cu cea a primei metode. Algoritmul se repetă până în momentul în care cel de-al doilea număr devine 0. Deci avem while numărul 2 sau, mă rog, este diferit de 0. Atenție, acest while mai poate fi scris sub forma de while număr 2, deoarece diferit de 0 este by default înțeles de C++. Iar primul număr va prelua valoarea celui de-al doilea număr, iar cel de-al doilea număr va lua restul împărțirii primului număr la cel de-al doilea număr. Deci număr 2 este egal cu, vom spune, rest. Mai declarăm o variabilă de tip rest și vom spune că rest este egal cu număr 1 procent număr 2. La final afișăm număr 1, deoarece număr 2 va fi egal cu 0. 210, 189, rezultatul este 21. Modificăm puțin sursa, includem biblioteca fstream, ștergem biblioteca iostream, scriem ifstream fin euclid2.in, upstream fout, în loc de sin și cout avem fin și fout. Haideți să o uploadăm pe InfoArena și să vedem câte puncte obținem. A, da, știu de ce obținem 0 puncte, pentru că pe InfoArena citim mai multe perechi de numere. Nu citim doar două numere, citim mai multe perechi. Deci avem și un int x, iar acest algoritm se repetă de fix x ori, unde x este dat. Deci declarăm un for de la int i egal cu 1, i mai mic sau egal decât x, i++, și vom spune să repete algoritmul nostru. De asemenea, îi vom spune ca după fiecare număr afișat să ne pună și un spațiu. Mai trebuie să citim x-ul. Iar în final obținem 100 de puncte. Acum v-am promis că vă arăt și varianta simplificată. Vom crea o funcție de care vom denumi GCD, Greatest Common Divisor, int a și int b doi parametri, if b diferit de 0 atunci return a, iar dacă nu return b și a procent b. Mai modificăm aici, citim cele două numere și afișăm fout GCD de număr 1 și număr 2. Este o variantă foarte simplă pentru a memora acest algoritm, nu este nevoie decât de 3 linii,
și de înțelegerea recursivității pe care o învățați în clasa 10-a. Ideea este că această funcție se va apela pe ea însăși, astfel încât înlocuiește practic while-ul nostru. Eu personal folosesc această metodă. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Dacă nu sunteți abonați, vă rog să vă abonați. De asemenea, găsiți tutorialul și pe forum. Asta a fost tot. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări, le puteți lăsa în costul de comentarii de pe YouTube sau pe forum. Și ne auzim data viitoare. Dar, înainte de asta, vreau să vă întreb câți dintre voi care mi-au urmărit tutorialul până la capăt ați dori să mai fac tutoriale C++ și dacă dintre cei care doriți să fac tutoriale C++, ce capitole v-ar interesa din programarea din liceu. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Asta a fost tot. Eu sunt Mihai. Ne auzim data viitoare.